la decernarea certificatelor de grant pentru că câștigătorii concursului organizat pentru tinerii antreprenori și asociațiile de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru. Cernerii certificatelor de grant pentru câștigătorii concursului organizat de programul Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Sunt Elena Caba, coordonatoarea componentei de dezvoltare a afacerilor în program și vă invit astăzi să inaugurăm noi grantiști și beneficiari de granturi oferiți de Uniunea Europeană în programul nostru. Este o onoare pentru noi să-i avem astăzi alături pe excelența sa Yanis Majeks, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, și excelența sa Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. De asemenea, îi salutăm pe beneficiarii și participanții noștri, partenerii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Bine ați venit! Vă mulțumim că ați dat curs invitației de a participa la evenimentul proiectului și ne bucurăm să vă întâlnim astăzi fizic, în format offline. Cu suportul financiar al Uniunii Europene, dedicat în valoare de mai bine de 400.000 euro, 12 asociații de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru vor crea sinergii cu mediul academic și antreprenori pentru a dezvolta comunități de business competitive și reziliente la crize. Iar alți 13 tineri antreprenori vor crea și dezvolta startup-uri în cadrul programului mentorat în afaceri Start pentru Tineri Plus. Astăzi, comunitatea beneficiarului programului Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, s-a extins cu 13 antreprenori și antreprenoare începători de pe ambele maluri ale râului Nistru, care vor beneficia de echipamentul necesar și vor fi asistați în dezvoltarea afacerilor lor pe parcursul următoarelor 12 luni. Aceștia vor crea locuri de muncă pentru toți alți tineri, populația migrantă, femei, populația din grupurile vulnerabile ale societății, noi servicii și mărfuri pe care le vor putea vinde pe piața internă și vor le exporta în viitor peste hotare prin intermediul inclusiv a platformelor online deja existente. Ori interacțiunea între producătorii și consumatorii de pe ambele maluri ale râului Nistru și piețele externe contribuie inevitabil la consolidarea încrederii și dezvoltarea armonioasă a comunităților riverare. Toate acestea datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană. În acest sens, îl invit în scenă pe ambasadorul Uniunii Europene, Yanis Majeks. Excelență, vă rugăm! Bună ziua! Dragă doamnă Dima Al-Khatib, dragi colegi și oaspeți de pe ambele maluri ale râului Nistru, am plăcerea de a fi astăzi aici cu dumneavoastră. Pe măsură ce continuăm această practică bună creată și stabilită deja cu colegii noștri de la PNUD Moldova prin intermediul programului Măsuri de promovare a încrederii în vederea susținerii antreprenorilor și a dezvoltării economice locale pe ambele maluri ale râului Nistru. Dragi participanți, vă felicit din suflet. Voi cu toții ați trecut printr-un proces foarte competitiv pentru a dovedi că ideile dumneavoastră au cel mai mare potențial și merită sprijinul nostru. Sunt bucuros să fiu astăzi aici cu dumneavoastră printre oameni care sunt cel mai bine echipați pentru a aborda aceste provocări datorită spiritului antreprenorial și a dorinței de a avansa în pofida tuturor provocărilor. Este de o importanță critică, într-adevăr, ca acest spirit să fie recunoscut și încurajat. Certificatele care vor fi înmânate astăzi sunt un semn important în vederea sprijinirii antreprenoriatului tineretilor și ambițiilor acestora, precum și a societății pe larg. Susținând inițiativele dumneavoastră, noi susținem, de fapt, dezvoltarea țării
susținând crearea locurilor noi de muncă, susținem venituri mai mari și inovații, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra vieții oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru. Dumneavoastră sau propunerea dumneavoastră țintesc diverse medii de afaceri, dar toate ideile care vor primi astăzi un premiu au un element comun, au dorința de a lucra împreună și de a utiliza acest potențial de câștig reciproc care stă la baza cooperării celor de pe ambele maluri ale râului, care stă în centrul ideii programului UE privind măsurile de promovare a încrederei. Astăzi sunteți 13 tineri curajoși, marea majoritate femei, care veți contribui la crearea peste 63 de locuri de muncă pe ambele maluri ale râului Nistru, ceea ce este de o importanță deosebită în această perioadă post-pandemică. Noi credem că acest lucru vă va încuraja să oferiți oportunități lucrătorilor migranți, grupurilor vulnerabile, dar la fel și colegilor din zonele rurale, pentru a găsi un loc de muncă și a consolida reziliența familiilor lor. A fi capabil să venim cu inovație și creativitate pentru a utiliza aceasta este ceea ce face de fapt un antreprenor modern în zilele noastre. Suntem siguri că relațiile pe care le-ați creat, fiind parte a rețelei beneficiarilor programului, va dura și va crește în timp. Dar la fel vă va ajuta să vă integrați în comunitățile internaționale de startup-uri care se multiplică în toate centrele de afaceri. Astăzi, împreună cu colegii noștri de la PNUD și partenerii globali, eu sunt bucuros să vă salut pe voi, tinerii, care probabil au trebuit să vă depășiți anumite frici. La sigur ați avut nevoie să vă găsiți puterea și să începeți o afacere care sperăm foarte mult să fie una de succes, cu sprijinul organizațiilor de sprijin pentru afaceri care sunt aici pentru a vă oferi instruire, pentru a vă ghida și pentru a intermedia relația dumneavoastră cu autoritățile publice. Deci vă mulțumesc foarte mult și succes! A fost remarcat pe bună dreptate că realizările mari pot fi obținute doar în cadrul unor parteneriate strategice de succes, așa cum este și cel între Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Așa cum spuneam la început, proiectul Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD oferă toată asistența tehnică, expertiza și soluțiile necesare pentru abilitarea inclusivă a populației și dezvoltarea social-economică a țării. Am plăcerea să-i ofer cuvântul doamnei Dimal Khatib, reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, pentru un mesaj de salut. Excelență, vă rugăm! Bună dimineața! Dragă ambasador Ioannis, toată lumea, colegi, parteneri, antreprenori, este o plăcere să fiu astăzi cu dumneavoastră aici, la această ceremonie de decernare a primilor, organizată în cadrul programului Uniunii Europene de promovare a încrederii, implementat în parteneriat cu PNUD, acest parteneriat care este acum durează deja de un deceniu și noi suntem foarte mulțumiți și satisfăcuți de rezultatele cu impact pe care le-am obținut până acum. Cu scopul principal al programului fiind de a crea legături dintre cele două maluri ale râului Nistru, sunt bucuros să notez că foarte multe parteneriate care au fost inițiate în cadrul precedentelor programe pe această platformă încă continuă să producă efecte pozitive pe în mediul de afaceri. La fel, experiența antreprenorilor tineri de pe ambele maluri ale râului este studiată foarte activ și adoptată și unele din acestea devin antreprenori orientați social și contribuie activ la reziliența vieții lor. Și este, de fapt, un impact cheie, un indicator de impact cheie pentru noi. Susținerea antreprenorilor tineri împreună cu organizațiile societății civile ține de investiții în creșterea economică, la fel și în generația tânără, după cum a fost accentuat foarte bine de către excelența sa, tinerile familii și viitorul comunităților noastre. Sprijinul este posibil datorită sprijinului de durată și apartenentul acesta de durată strategic cu Uniunea Europeană, scopul fiind de a încuraja
lucrul în zonele cu potențial mai mare sau să avem un impact asupra producerii, încredere și a rezultatelor de aceste platforme de afaceri. Evenimentul de astăzi este de o importanță deosebită și de o relevanță deosebită, ținând cont de această perioadă complicată prin care trece țara. Eu întotdeauna repet că noi trecem prin crize continue. Noi încă mai luptăm cu impactul pandemiei, am avut și o criză energetică, comunitățile acum încercă încă să-și revină de la criza recentă din Ucraina. Deci astăzi sărbătorim acest spirit al antreprenorilor pentru acești 13 femei și bărbați care au luat această decizie curajoasă de a începe o afacere și sunt pasionați de această idee, dedicați ideii de a contribui la o viață mai bună. Felicitări vouă tuturor! Vă aderați la o familie mai mare de 26 de idei de afaceri de succes susținute deja în cadrul acestui program. Este la fel foarte important să notăm că majoritatea acestor sunt femei și noi ținem foarte mult la susținerea femeilor în aceste programe ale noastre. Vreau să recunosc la fel rolul important al partenerilor noștri locali de pe malul stâng, Camera de Comerț și Industrie de la Tiraspol. Implicarea și angajamentul acestor a fost unul instrumental pe parcursul anului trecut în timpul pandemiei de COVID-19, în care a impus restricții și am susținut alte 26 de idei de afaceri pe balul drept care au fost create în primul an de activitate, aproximativ 100 de locuri de muncă. Suntem nerădători să auzim acele servicii și produse pe care le-ați dezvoltat și care toți cei care vor beneficia de aceste bunuri inventate și vă încurajăm să fiți utilizatori și beneficiatori cercetărilor și activităților de digitalizare și dezvoltare care vor fi desfășurate de către organizațiile de sprijin pentru afaceri prin intermediul acestor granturi. Dați-mi voi să vă felicit încă o dată și vă doresc succes în faptul că sunteți în prim plan în ce privește crearea unui mediu de încredere și inclusiv cu sinergii transfrontaliere, transriverane și cele mai bune posibilități de a demara un viitor prosper pentru toți. În continuare, stimați oaspeți și dragi participanți, declar ceremonia de decernare a certificatelor de grant deschisă. 6 certificate de grant în valoare de 40.000 euro fiecare vor fi decernate pentru câștigătorii concursului Crearea de sinergii pentru comunitățile de afaceri competitive pe ambele maluri ale râului Nistru. Invit în scenă pe excelențele sale domnii ambasadori. Vă rog mult să veniți în scenă pentru a înmâna certificatele câștigătorilor de granturi. Primul proiect, instituția privată Technovator, Maria Nipciuc, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare și Inovare, Tiraspol. Proiectul se numește Integrarea ecosistemului de startup-uri de pe malul stâng în contextul general de dezvoltare antreprenorială națională și potențial educațional a științelor exacte, tehnologice, artă, inginerie și matematică. Vă felicităm, mulțumim! Următorul certificat se decernează proiectului Cross-Nistru, valorificarea capacităților antreprenoriale rurale pentru a dezvălui potențialul turistic regional. Invit în scenă reprezentanții Platformei Naționale a Femeilor din Moldova și reprezentantul Asociației Laboratorilor de Creație de pe malul stâng, Arts and Crafts. Vă mulțumim. Următorul proiect, viitorul digital, Digital Future. Dezvoltarea capacităților digitale a antreprenorilor creativi de pe ambele maluri ale râului Nistru, implementat de către Asociația Industriilor Creative din Tiraspol, în parteneriat cu Asociația Industriilor Creative Moldova. Proiectul Dezvoltarea turismului receptor durabil prin crearea unităților de management al destinațiilor turistice pe ambele maluri ale râului Nistru. Beneficiar Asociația Patronală în Industria Turismului din Republica Moldova,
în parteneriat cu Organizația Turistică Regională Dniestr de pe Malul Stâng. Felicitări! Proiectul sporirea nivelului de digitalizare și automatizare a proceselor de management în companiile de pe ambele maluri ale râului Nistru, implementat de Camera de Comerț și Industrie Tiraspol, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova, Chișinău. Felicitări! Organizația non-guvernamentală Centrul de Consultanță în Afaceri, beneficiar al grantului pentru proiectul Consolidarea Întreprinzătorilor Apicoli pe ambele maluri ale râului Nistru prin cooperare, în parteneriat cu Agenția pentru Consultanță în Afaceri, Dniestr Enterprise, Malul Stâng. Felicitări! Am dorit să oferim un cuvânt scurt de mulțumire domnului Sergiu Manea, președintele Asociației Patronale din turismului receptor din Republica Moldova. Domnul Manea, vă mulțumim! Bună ziua încă o dată, excelențe, doamnelor ambasadori, domnilor ambasadori, onorată asistență, vreau să vin în primul rând cu un mesaj de susținere a poporului ucrainean în situația care se află acum, în războiul care îl duc. În același timp, înțelegem noi aici, în Republica Moldova, cât de importantă este pacea, cât de importante este activitățile economice, inclusiv cea industrie care eu astăzi o reprezint. Sunt președintele Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova, o industrie care a pătimit grav, inclusiv în urma pandemiei. Sectorul a fost practic pus la pământ de situația epidemiologică, iar în același timp procesele economice și valorile, cele care noi astăzi le reprezentăm împreună cu Uniunea Europeană, cu cei donatori importanți care ne susțin pe noi. Acel mesaj cu care eu am început meu mic discurs este la pace și turismul este într-un fel o antiteză a războiului. Și atunci când vorbim despre turism, vorbim și despre pace. Așa că în acest mic discurs vreau încă o dată să vin ca mulțumire enormă pentru acel simbol a promovării păcii prin aceste frumoase proiecte care unesc malurile drept și stâng ale Nistrului, să ofer încă o dată cele mulțumiri de la toți cei care o să profite în felul său de la aceste proiecte, vor aduce și reducerea migrației și creșterea locurilor de muncă. Acei tineri turiști care, și tinerii persoane inclusiv care trăiesc pe ambele maluri ale Nistrului vor avea posibilitate să învețe ceva nou, să se perfecționeze în cele ce sunt recomandate de Organizația Internațională a Turismului UNVTO pentru a fi implementate cele idei și recomandări în Republica Moldova. Încă o dată cu mulțumiri și succes la noi toți! Felicitări! Încă o dată! Olesia Lungu, directoarea Asociației Industriilor Creative Tiraspol. Bună ziua, stimate domnule ambasador, doamna Al-Hatib, domnul Terzi, vă mulțumim foarte mult, pentru noi este o plăcere și o onoare foarte mare în această perioadă foarte complicată. Este cu adevărat foarte important să promovăm valorile culturale și creative, să răspândim cât mai departe și cât mai pe larg acel element
acel lucru care ne permite să păstrăm tot ce este mai bun pentru oameni, în oameni. Este foarte important acest proiect, deoarece permite un număr mare de oameni de pe malul stâng al râului să-și sporească cunoștințele sale digitale datorită acestor măsuri de promovare a încrederii și acestor podețe de ajutor care sunt cu adevărat foarte importante. Vă mulțumim foarte mult! Da. Grant pentru tinerii antreprenori care sunt la începutul carierelor sau experiențelor antreprenoriale în afaceri, au creat sau vor crea un startup care au nevoie de asistență și echipament pentru a pune afacerile lor pe roate. Suntem la cea de 5-a ediție a concursului de granturi mentorată pentru tinerii antreprenori în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii pe ambele maluri ale râului Nistru. Și datorită granturilor oferite de Uniunea Europeană în acest concurs, până acum circa 60 de antreprenori noi și-au deschis afaceri pe ambele maluri ale râului Nistru, inclusiv zona de securitate, și-au generat peste 300 de locuri de muncă pe ambele maluri. Urmează ca și alți 13 tineri să-și urmeze visul, și anume acel de a completa comunitatea antreprenorilor de succes din Republica Moldova. Invit în scenă pentru a-și primi certificatul pe doamna Benderleu Elvira, antreprenoare, afacerea în domeniul confecționării pungilor biodegradabile din textil și materiale eco, Slobozia Cremene. Felicitări! Gaipele Elena, bender, producerea obiectelor industriale, bijuterii, veselă, decorațiuni de interior, din rășină și lemn. Поздравляем вас! Барбара Владислав. Barba Vadislav, producerea oțetului din miere după un proces modernizat în satul Chircăiești. Din păcate nu toți au reușit să ajungă la Chișinău, dar cu siguranță vor avea ocazia să se întâlnească cu partenerii și cu semenii lor în cadrul altor activități de training. Cernявская Valeria, satul Gâsca, producerea cașcavalurilor artizanale. Un grant în valoare de 15.000 de euro le va permite să deschidă prima producere de cașcavaluri artizanale de pe malul stâng. Спасибо вам. Мелник Кристиан. Producerea ceaiurilor din ierburi medicinale, produse cosmetice naturale și suplimente naturale din plante medicinale. Satul Climăuții de Jos. Felicitări! Socan Ana, atelier de cusut și cursuri de croitorie pentru femei, orașul Bender. Din cadrul granturi vor fi procurate mașini de cusut și alte ustensile necesare pentru a învăța și pe alte femei să învețe capacitățile și abilitățile de croitorie. Câșlar Tatiana, satul Hagimus, afacere de producere a fructelor uscate și alte gustări ambalate pentru a fi consumate rapid în mers, ambalate în ambalaj ecologic, va fi procurat o linie de ambalare pentru cantități mici produse naturale. Felicitări, Tatiana! Constandachi Natalia, centru turistic sportiv de alpinism, Bender, Păcări Svoju Văsătu. Va fi un centru în care tinerii și persoanele active vor putea să practice activități de alpinism indoor, în interior. Guzun Olga. Guzun,
nu este. Din păcate, nici dumneavoastră nu a reușit să ajungă la Chișinău. Zunova și următoare. Căzăres Daria, orașul Tiraspol. Daria va deschide o secție sportivă pentru a antrena tinerii din familii social vulnerabile și orfani, dar și nu numai în practicarea boxului. Daria este singura practicantă sportivă profesionistă. Spasiba, Daria. Поздравляем. Агафица Ирина. Сату Моловата Нова. Ирина își propune să confecționeze jucării eco de lemn și cu siguranță ne va însoți în alte evenimente. Și pentru final, Tihoniuc Iulia, orașul Bender. Producere de mobilier fără rame și articole decorative din haine reciclate. Ne bucurăm că au fost și propuneri de proiect care susțin economia circulară și reutilizarea materialelor ecologice. Mulțumim! Mulțumim mult! O să invit acum pe scenă pe domnul Vasile Cojan, președintele Camerei de Comerț și Industrie Tiraspol, pentru un scurt mesaj din partea partenerului implementator pe malul stâng. Уважаемый господин посол, уважаемая госпожа постоянный представитель ПРО ООН в Молдове, уважаемые участники этой встречи, я хочу говорить о нашем регионе, где уже много лет Европейский Союз вместе с программой ПРО ООН реализовывает массу проектов. Я, если скажу десятки, то не ошибусь. Только мы, вот как торгово-промышленная палата, наверное, около 10 проектов за последние 10 лет реализовывали. И все время в основном проекты были, ну, обучить, научить, рассказать. И, знаете, это казалось, что не завершен процесс. После того, как научил молодого человека, вот, надо дать ему возможность реализовывать свои идеи. И вот сейчас уже четвертый раз Европейский Союз вместе с ПРО ООН финансирует проекты для молодых предпринимателей. В этом году вот с новыми 7 человек, которые с левого берега получили сертификаты, у нас уже прошли 79 молодых человек. 79 получили гранты, развивает свой бизнес, создает рабочие места, за что мы благодарны и программе ООН, и Европейскому Союзу. Спасибо вам, и будем и впредь, ну, как вам сказать, активно сотрудничать, реализовывать все ваши проекты, которые вы нам предложите. Спасибо вам. Спасибо. Și din partea beneficiarilor de granturi tineri antreprenori, doamna Elvira Benderleu, vă rugăm mult să ne relatați puțin din experiența dumneavoastră de grantist și tânăr antreprenor. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a participa și a beneficia de grant din cadrul proiectului Start pentru Tineri Plus, finanțat de Uniunea Europeană. Astfel de proiecte și programe care vin să susțină antreprenoriatul autohton și în special tinerii antreprenori din mediul rural și cei care se află acum la început de cale sunt foarte importante. Deci această susținere financiară este foarte importantă pentru noi. Totodată, implementând aceste proiecte, noi suntem încurajați să continuăm activitatea aici la noi acasă și să contribuim la dezvoltarea economiei țării noastre. Având în vedere că activitatea de bază a companiei noastre este producerea genților ecologice, are, să spunem așa, la bază faptul că în ultimele perioade sunt
Poluarea a atins cote foarte alarmante și trebuie să găsim soluții alternative. Astfel, compania noastră a găsit o soluție alternativă pentru pungile din plastic. Acestea sunt producerea pungilor din textil și spambon și asamblarea pungilor din hârtie. Datorită finanțării Uniunii Europene, vom achiziționa utilaje care ne va permite să producem o gamă mai largă de produse ecologice și totodată să satisfacem cerințele clienților noștri prin imprimarea logo-ului și mărcii comerciale pe pungile pe care o să le producem. Această achiziție o să ne încurajeze încă și mai mult să continuăm activitatea aici la noi acasă și să venim pe piață cu mai multe produse ecologice. Pentru mine, ca femeie antreprenoare, este foarte importantă susținerea oferită de Uniunea Europeană, pentru că aceasta m-a făcut să mă simt mai încrezută în forțele proprii și mai încrezută în posibilitatea de a crea și a dezvolta o afacere eco. La final, vreau să menționez că nu este greu să inițiez o afacere în Republica Moldova. Contează foarte mult să nu subestimezi potențialul și să ai suportul familiei, autorităților și, desigur, suportul care îl avem noi acum al Uniunii Europene. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Elvira! Stimați oaspeți, vă mulțumim! Ceremonia de decernare a certificatelor de grant a luat sfârșit, o declară închisă. Vă mulțumim pentru prezență. Vă urăm mult succes în implementarea afacerilor, în implementarea proiectelor noi pe ambele maluri ale râului Nistru, asociațiilor de business și organizațiilor non-guvernamentale care au câștigat granturile astăzi din partea Uniunii Europene și activează în suport tinerilor și antreprenori. Vă dorim creativitate, ingeniozitate, rezistență și vă invităm în continuare la o pauză de cafea, coffee break în hall. Vă mulțumim, vă dorim o zi bună și mai întâi de toate o poză de grup, vă rog, pe scenă aici va avea loc, de aceea vă invităm în fața sălii. Mulțumim, o zi bună! Până ce nu este o să...